Așa cum vă promisesem în episodul trecut, iată că am venit din nou săptămâna aceasta cu o nouă lecție de limba japoneză. Așa cum am mai încercat odată să vă spun, m-am hotărât să fac o nouă listă de videoclipuri, un nou playlist dedicată numai vocabularului de cuvinte japoneze. Să vă fie mai ușor să învățați cât mai multe cuvinte în limba japoneză, categorisite pe anumite domenii, unele mai distractive, altele mai plictisitoare, dar cu siguranță folositoare. Au fost mulți japomaniași care mi-au trimis mesaje rugându-mă să fac un episod despre cuvinte, cum se spune la X, cum se spune la Y, așa că iată că am venit în mâncând de promisiune! Iar în episodul de astăzi vom vorbi despre membrii familiei. Un lucru foarte comun în limbile asiatice este faptul că există un limbaj onorific, un limbaj super politicos. Atunci când vorbesc despre familia mea, folosesc niște cuvinte, dar când vorbesc despre familia ta sau când vorbesc cu cineva și întreb despre familia lui, folosesc alte cuvinte mai politicoase, da? Să arăt respectul către familia respectivă. Așa că hai să învățăm membrii familiei. În primul rând, în limba japoneză, la familie, se spune kazoku, kazoku. Dacă vreau să întreb pe cineva de familia lui, întreb cu go kazoku. Go se pune înaintea unui cuvânt, nu la toate cuvintele, la unele se pun o, dar la acest cuvânt se pune go pentru a adăuga mai mult respect cuvântului. Când vorbesc despre familia mea, nu o să spun go kazoku. Ok, îmi respect familia, dar să rămân la o anumită modestie, cum spuneam. Nu o să vorbesc despre familia mea ca și cum familia mea nu se compară cu nimic și e cea mai tare și e cea mai nobilă. Să trecem mai departe. Întâi și întâi voi vorbi despre familia mea. Cum spun membrilor familiei mele când vorbesc despre familia mea? Mama mea este haha. Haha. Ha 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 ha. Watashi no haha wa kibishu desu. Mama mea este strictă. Tatăl meu este chichi. Chichi. Chichi wa 40 sai desu. Tata are 40 de ani. Nu are 40 de ani, e mai bătrân, dar de dragul exemplului. Când vorbesc despre fratele meu mai mare, folosesc cuvântul ani. Ani wa majime na hito desu. Fratele meu mai mare este un om serios. Fratele meu mai mic este ototo. Ototo este și fratele meu mai mic și fratele mai mic al cuiva. Nu prea se acordă foarte mult respect fraților mai mici. Nu o să vezi niciodată un frate mai mare adresându-i se fratelui mai mic cu san sau ceva respectos. Chan sau direct numele fără niciun alt diminutiv. Când vorbesc despre sora mea mai mare în fața cuiva, folosesc cuvântul ane. Iar sora mea mai mică este imoto. Imoto, cu un O lung, da? Acum, să inversăm rolurile. Când vorbim despre familia altcuiva, când ne adresăm cuiva, sau când vorbim în general despre familie, avem așa. Pentru mamă, avem okasan. Okasan este denumirea oficială pentru mamă, okasan, cu doi de A. Maria-san no okasan wa donna hito desu ka? Ce fel de persoană este mama ta, Maria? Următorul membru este tatăl. Tatăl este otosan. Otosan. Maria-san no otosan wa nanzai desu ka? Câți ani are tatăl tău, Maria? Fratele mai mare este onii-san. Uneori japonezii se adresează fraților lor mai mari cu onii-san, nu neapărat cu ani. Pentru fratele mai mic, cum spuneam, rămâne ototo. Ototo. Pentru sora mai mare, onee-san. Onee-san. Maria-san no onee-san wa gakusei desu ka? Sora ta Maria este studentă? Dacă vreți să fiți și mai respectuoși atunci când vorbiți despre membrii familiei unei persoane, pentru sora mai mică avem imoto-san. Imoto-san. Hai să vedem și alți membri de familie. Bunicul meu este sofu sau oji-san. Oji-san poate fi folosit în general către orice persoană care pare peste 60 de ani. Îi te adresezi în mod respectuos cu oji-san, dacă nu știi numele, dar, cum spuneam, este destul de familiar să-i spui și bunicului tău oji-san. Dar, respectuos este sofu. Pentru bunică este sobo sau oba-san. Pentru unchi este oji sau oji-san, din nou. Pentru mătușă, oba sau oba-san. Aici nu mai este cu doi de A, este cu un singur A, oba-san. Oba-san cu doi de A este bunica. Hai să vedem ce alte cuvinte mai fac parte din acest câmp lexical. Cum putem spune la frați?
Frați sunt kyōdai, cu un o lung, kyōdai. Surori sunt shimai, shimai. Gemeni, futago. Futa înseamnă două persoane, dacă mai țineți minte din lecția de kanji, prima lecție de kanji. Futago, două persoane, gemeni. Musuko. Musuko înseamnă fiu. Musume înseamnă fică. Mei. Mei înseamnă nepoată, nepoțică. Oi. Oi înseamnă nepot. Itoko. Itoko înseamnă verișor. Nu uitați că în limba japoneză pluralul și singularul au aceeași formă. Deci itoko înseamnă verișor sau verișori. Mei poate să fie nepoată sau nepoate. Fufu înseamnă cuplu căsătorit. Shujin sau oto este soțul meu, vorbesc despre soțul meu. Kanai sau tsuma este soția mea, dacă aș fi bărbat. Dacă vorbim despre soțul cuiva, folosim iar go pentru a arta respectul. Go shujin, soțul tău, dacă aș vorbi cu cineva acum și nu cu peretele. Oku-san este soția dumneavoastră, domnule perete. Ojo-san, ojo-san este fica dumneavoastră, domnule perete. Ryoshin sunt părinții. Și atât pentru episodul de astăzi, aveți o grămadă de învățat. Nu uitați să vi le notați pe caiet și să le învățați de fiecare dată când aveți timp. Sunteți în tramvai, la școală, în pauză. Cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau când învățați limba japoneză este să nu lăsați mult timp să treacă între lucrurile pe care le aflați nou sau lucrurile pe care le repetați. Trebuie mereu să fiți în contact, măcar o dată la două zile, cu japoneza, dacă vreți să nu uitați și să învățați limba japoneză. Sper că v-a plăcut și v-a fost folositor acest episod. Dacă vreți mai multe episoade cu vocabular, vă rog frumos, spuneți-mi și o să continui cu această listă. Dacă nu vreți, eu tot o să continui, pentru că știu sigur că o să vă fie de folos la un moment dat. Nu uitați să dați subscribe, share acestui canal să mă ajutați să reușim împreună să-l creștem. Urmăriți-mă pe Facebook, Snapchat și Instagram. Nu uitați să dați like, să comentați și să ne vedem data viitoare. Bye, bye!